apăsați butonul de like acolo să facem 10.000 de like-uri la acest video. Bine v-am găsit la Improve Football, Ciprian Stoica aici alături de Alex. Mulțumesc mult de tot că ai acceptat până la urmă invitația și ai venit aici la noi, pe teren. Alex a jucat și la Concordia Chiajna, acum este la Universitatea Craiova, la echipa națională, la tot. Să sperăm că ajungi la ce echipă vrei din afară. Unde o fi? Bine să fie. Bine să fie, da? Bun, astăzi o să facem ceva frumos, i-am pregătit câteva probe distractive, sper că o să-ți placă și ție. Să ne distrăm, ăsta este obiectivul principal de astăzi. În momentul în care o să vedeți voi filmulețul, este Crăciunul, așa că să le spunem și noi, sărbători fericite și Crăciun fericit, nu? Sărbători fericite tuturor și sărbători liniștite alături de familie, că e cel mai important. Corect, că liniștea în familie că contează cel mai mult. Și să profite de timpul ăsta. Corect, că să spun așa, majoritatea cred că avem vacanță acum în perioada asta. Da. Și trebuie să profităm de timpul ăsta să mergem cât mai mult alături de familie. Corect. Mergem la prima probă, Alex, dar până atunci uitați, aveți Instagramul lui Alex aici mai jos, vă duceți acolo, urmăriți și pe el, are niște poze foarte interesante și nu uitați că vă anunț acolo de fiecare dată când urmează un meci nou, da? Mergem? Mergem. Hai. Bun, după cum bine știți, eu am mâna ruptă, așa că doar Alex o să participe astăzi la challenge. Alex, astăzi ți-am pregătit la prima probă, trebuie să ții mingea pe picior de aici, de la semicerc, până la 16 metri. Da? La, înăuntru semicercului acolo, la careul de 16 metri, îți faci mingea și dai din voleu la poartă. Ok? Okay? Okay. Să cadă mingea în poartă, ar fi de preferat. Ok? Okay? Da. Bine. A, să începem acum cu prima minge. Opa. Hai că începem bine. Poți bine, te ești bine acolo, ai și mănușă. Bun, primul gol. Dar din păcate nu se pune Alex că este pe jos. Mergem la al doilea să vedem dacă o să intre al doilea. Aia de fapt a intrat mingea poartă, dar nu a fost pe sus. Nu a căzut în poartă. Și a plecat Cipri. Cred că Alex face și mai repede să mai se încălzească acum de frigă. Bun. Nu te grăbi. Ah, nu-i nimic, nu-i nimic. Două peste. A doua peste, nu-i problema, mai avem trei. Din trei, acum trei din trei, frumoase. Eu așa presim că s-a încălzit acum și o să intre frumos. Bun, una. Bun, Alex. Frumos. Merge. Da, am spus 3 din 3. Am spus dinainte asta, da? Țineți minte, mai avem 2 mingi. Ha. Dacă lăcrimăm în perioada asta, să nu vă speriați. Este doar din cauza frigului, da? Este puțin cam frig afară, dar nu-i nimic. Ne încălzim. Ne încălzim. Bun, a doua frumos de la Alex și mai are una să facem, să spunem că rezultatul a fost prezis 3 din 3, da? Hai să vedem acum. Plecăm la ultima, la ultima cea mai frumoasă, așa o presimt eu. Hai să vedem. Nu te grăbi, nu e probă pe timp. O ținem așa până la sinaia, Cipri. Păi da, trebuie. Bun, 3 din 3. Deci am zis corect, da? Da. Prima oară te-ai încălzit și tu că nu am apucat să încălzească foarte, foarte bine din cauza frigului, dar acum a reușit 3 din 3. 3 din 3 frumoase, da? Mergem la următoarea probă acum? Mergem. Haide. După cum vedeți, eu m-am înfofolit foarte bine după prima probă. Alex este puțin mai subțire îmbrăcat, așa. Da, ce să facem? El prestează, să zic, în momentul de față. El este actorul principal, așa că, Alex, la a doua probă ți-am pregătit să dăm din 5 mingi de la jumătate, la fel să cadă mingea tot în poartă. Perfect. Ok? Da. Mergem? Da. Hai să-i dăm drumul, eu o să fiu în partea cealaltă cu camera și cu confirmarea, da? Ok. Bună, din prima, bravo! Bună, din prima, bravo! Bună, Cipri, da? Da, da, da!
căs înainte? Un pic mai tare, da. Înainte asta, un pic mai tare, da. Alex, tot 3 din 3 frumoase. Așa că următoarea probă este una și de viteză și de tehnică și de finalizare. Aranjăm aici traseul pentru tine și bun. O să vezi timpul pe care l-am făcut în Mbappé. Este, stai puțin să mă uit aici, 11.05. Să vedem dacă îl batem. Ce spui? Să vedem. Încercăm. Încercăm, da? Dacă. Bun. Hai, așezăm și după aia revenim cu proba la Alex. Bun, acum la proba numărul 3, Alex, după cum vezi, am înșirat aici, cum ne place nouă să spunem, aeroport, un aeroport frumos am pus aici, da? Decolăm de aici, de la scăriță, o să facem un skip simplu, la fel pe timp o să facem, da? Deci o să facem pe timp, facem skip-ul aici, aici eu fac mai ușor, că nu pot să alerg, hai vină cu acea, Alex, și tu cu noi, aici o să facem un slalom, să ne atingem astea, ok? Aici o să faci un pas cu mine, aici sărim pe ambele picioare, ok? Venim aici și aici, după ce o să redublezi tu, după ce o să redublezi eu mingea aici, avem conducere la fel, conducere printre bețe și de aici avem acolo plasa, după cum se poate vedea, Alex, ori sus, în dreapta sau stânga sau jos. Da? Când ajunge mingea în poartă, oprim cronometru, ok? Să-i dăm drumul, ha! 3, 2, 1, start! Bun! Da! Bun! Da, Alex, bun! Bun, 1-0, mai avem încă 2 mingi disponibile pentru Alex. Să vedem dacă o să fie 3 din 3. Prima a fost acolo jos punctul, urmează încă un punct și încă unul, nu? 3 da, din da, 3. Da, da. Haide! Cronometrul se pare că l-am uitat, a mers, dar cu siguranță o să-l vedem pe filmare și o să-l afișez eu acolo, că am uitat când a dat Alex gol, am vorbit, dar nu-i nicio problemă, vedem acolo pe filmare și o să-l pun eu. Start! Bun, Alex! Da, da, da! Frumos! Bun! Bun! Ia să vedem golul, Alex! Ah! Bun, Alex, deci avem până acum un gol și o bară, da? O bară da, frumoasă, da, da. Era aproape acolo de vincul. Să vedem acum la ultima. Merge. Da? 3, 2, 1 și... Bun. Da, Alex, bun. Frumos. Încă o bară frumoasă. A dat Alex. Acum l-am pus la un traseu, chiar dacă este în vacanță el acum, l-am pus la un traseu aici să muncească și în vacanță. O să vedem timpul, o să-l pun eu pe ecran să vedem timpul cel mai bun. Cum ți-a părut proba asta? A fost destul de solicitantă sau? A fost cât de cât. Față de celelalte a fost, nu? Da, da. Te așteptai, dintre cele mai grele. Te așteptai la probe de genul ăsta? Nu mă așteptam, nu. Dar sunt surprins plăcut. Bun, avem acum... Încă două probe rămase. Să vedem acum, ghicești așa cam ce ar fi? Nu știu, hai să vedem ce este și să dăm drumul. Trebuie să scoatem maxim, nu? Hai. Mergem la următoarea. Ia uite, Alex râde deja, a văzut ce i-am pregătit. Uitați-vă și voi acolo, dă-i un zoom, Cosmine, pe poarta aia mică. Voi o mai știți, dar ținând cont că Alex este prima oară aici pe canal, la noi, i-am pregătit și lui poarta aia mică. I-am zis că am o poartă mică, nu credea că e așa mică. Da? De aproape nu e atât de mică. Da, corect, este mai mare când te apropii de ea, dar de aici
o să facem un felul motor. O să avem 5 mingi, Alex. Nu te grăbești, pui mingea oriunde vrei tu pe linia de 16 metri, doar mingea să intre în poartă acolo, da? Din 5 mingi. Ok? Da, ha. Ha. Bară din prima, bun. Hai că doar trebuie să reglezi puțin acum. Bă, mai bine, tot aproape. Ți-am spus că trage terenul. E înclinat în zona asta. Da, bă! Avem una! Bun! Are, avem două mingi. Hai să o scot și eu pe asta de aici. Bun! Mai două mingi. Hai să vedem, Alex, dacă intră asta două. Ai dat de două ori în bară, nu? Da. Două bare avem până acum și un gol. Și ultima! Intră! Bun! Forță! I-am dat. Bun! Bun, Alex, avem două bare frumoase și două goluri din 5. Da. Eu zic că este mult mai mult decât mă așteptam, sincer, pentru că n-am mai făcut proba asta. La ultima probă, acum o să facem un fel următor, pentru că pot să dau și eu penaltiuri de pe loc. Facem așa, 5 cu 5. Ok? Dar nu o să avem doar portarul în poartă, facem ceva mai greu. Avem și, păstrăm și plasa și o să avem doar locurile disponibile care se văd. Decât ok? Așa se pune gol. Decât așa se pune gol. Ok. Da? Bun, hai, te rog de primul. Dau așa cu dreapta, știți de ce, da? Lăsăm pe Alex să dea primul, că e invitatul nostru. Și după aceea dăm și noi. Bun, avem o bară de la Alex. Ai mers cu colțul de sus. Avem o ratare. Bun, Cosmine, azi și noi un colț de sus. Acum depinde care vrei tu. Zi, unde vrei? Vrei ceva? Vrei ceva special? Ah! Am ratat acolo, am dat cu plasa. Alex, ia să vedem a doua, poate intră. Oh, am vrut să dea jos. Am înțeles. Cosmine, pentru tine e mai ușor acum, că ai acolo doar sus și jos. Da? Hai să vedem, mergem pe a doua. Ame, s-a intrat. 1-0. Hai! Bun! N-a egalat, Alex? Deci e 1-1 și mai... 1-1! Să dau gol acum neapărat, m-a provocat acum. Trebuie să dau un gol. Da? Ia vezi, Cosmin. Tot acolo, frumos! Tot acolo. Frumos, acolo, sus, acolo unde îmi place. Hai! Bun! 2-2! 2-2, da? Ia să vedem, poți bine. Mergem pe ceva mai riscant. A mers acolo, frumos, a mers în partea alta, nu te duci aia acolo. A? Bun! Cât este scorul? 3-3 acum, 3-3, dacă, da? Dacă dai gol, mai bătut. Decisiva, da? Da. Bun. Cosmine, uite, fii atent ce-ți fac, Cosmine. Fii atent ce-ți fac, Cosmine, că-ți dau cu stângaci. Aaaa, mi-a ghicit-o. Bun! S-a terminat egal, Alex, 3-3. Vino cu aici să ne vadă lumea la cameră. Mulțumesc mult de tot că ai venit. Cu mare plăcere, Cisui. Sper că te-ai distrat. Știu că te-am alergat puțin la probele alea acolo. Nu e nimic. Am făcut antrenamentul. Ai făcut antrenamentul, da. Păi da. Mă bucur mult de tot că ai venit. Sper să mai facem încă, mai am niște probe speciale iarăși pentru tine. Și o să le facem acolo pe stadion la Chiajna. Le facem. Ok? Bun, apăsați butonul de like acolo să facem 10.000 de like-uri la acest video. Nu uitați că aveți și Instagramul lui Alex aici mai jos. Duceți-vă acolo și îl urmăriți și pe el, da? Alex, mulțumesc încă o dată că ai venit și ne vedem data viitoare, da? Vă salutăm!